BMW, Power BMW. Probleme cu el, turbină, garnitură chiloasă, mi s-a învârtit cu zinetul pe arbor. Mulți spun că e RS, dar nu e. Când le spun că e 1.5 nu mă cred. Și e... cheia cea mai frumoasă la 2019? Bă, e de Golf 4 asta, frate. Sau de Maneaua, super. Sau de Maneaua? Cântă țancă, uraganul, top. E cutie uscată, când pică, pică. Și când pică? Nu se știe. Asta e silară. E un gunoi pe aici? S-a aruncat asta. Uite acolo, gata. Uite, un BMW. Da, da. E un BMW, auzit? El la eveniment era unul cu un tomberon și îi zic, vezi că poate-mi zguri cu BMW-ul la mașina. Sincer, când am vrut să-mi iau mașina, am uitat la un Serie 3 din 2013. Da? Înainte de A3-ul. Și ai spus că vrei să fii și tu băiat la cămașele astea și nu mergea în Serie 3. Păi, da, așa mă port. Da? Laș umbla la costum non-stop. Audi, Audi, 30. Power BMW, Power BMW. Power BMW. Audi, Audi. Salutare mafioților, după valuri de BMW-uri, de M-uri, de mașini super puternice, astăzi avem să vă prezentăm un Audi foarte frumos și vreau să facem o mică paralelă cu fetele de pe TikTok. Ați văzut acele filtre în care fetele arată super bine pe TikTok? Astăzi mașina pe care o prezentăm arată într-adevăr foarte și foarte bine, dar vă spun un mic secret, are o inimă foarte micuță. Dar până să ajungem la această mașină, îl invit aici pe proprietar, vine aici domnule Cojo, am înțeles, nu? Salut, pare bine, Ionuț. Citroen, Peugeot, chiar și o Dacia Logan, toate mașinile astea produc bani. Cum produc mașinile astea bani? Păi foarte simplu, trebuie să sun pe Bogdanel. Poți face ride-sharing cum ar fi Bolt, Uber sau chiar Black Cab. O să ai un link în descriere, te înscrii într-o flotă parteneră foarte serioasă, de unde o să ai nenumărate beneficii, cum ar fi copii conforme gratuite, atestate gratuite și ecusoane gratuite. Dar cel mai important lucru, 10% comision din venitul net, nu din brut. Ce mai aștepți? Dacă e o mașină mai nouă de 2010, te poți înscrie la Bogdanel în flotă din linkul din descriere. Mai de la Brașov, am înțeles. Da. E prieten cu Udi, băiatul cu Golf 7R și astăzi trebuia să filmăm și noi un Audi. Băi, dai un Audi care Madi a zis, domne, arată și se aude genial. Se aude genial deoarece este pe benzină și o să facem o mică paralelă astăzi deoarece eu nu sau Cojo, cum o spun? Cojo spune, da. Cojo, ok. Suntem ca prieteni, ne-am costat cu 5 minute, dar e bine. Cojo a avut de ales între un 1.5 benzină, 4 cilindri sau un 2.0 diesel. Dar până să ajungi la această mașină, te-aș ruga să dai un like, cu și ești subscribe pe acest canal, 20% reducere car vertical și hai să-i dăm bătaie. Spune-le, domnule Ionuț, despre ce mașină este vorba. Este un A3 din 2019, 1.5 benzină. Când am fost să o cumpăr, adică când am vrut să o iau, am avut de ales între un A3 2.0 diesel, tot la bani aceiași. Ok. Și asta. Și asta avea 20.000 de kilometri și cea diesel avea 200.000 de kilometri. 200.000 sau 170, nu mai țin exact. Mulți dintre urmăritorii noștri acum vor spune, domnule, n-ai cum să cumperi 1.5 pe Audi, pentru că mai bine ăla e 2.0 diesel, nu? Nu, am, păi era aceeași cai, tot 150 de cai. Da, dar 2.0 diesel e sfânt în România, știi? Da, nu, am avut 2.0 diesel tot A3, tot unul făcut, o să trimit poze să pui da? Cu el. Probleme cu el, turbină, garnitură chiuloasă, mi s-a învârtit cu zinetul pe arbore. Cum mai e, domnule, 2.0 diesel cum era înainte? Am venit la București cu ea și pe autostradă, hai să dau și eu 180. Ba, a urcat tapa la 130, când am văzut, am oprit, eu n-am știut, am oprit mașina, da. Fac. Și am sunat pe mecanic, bă, că nu trebuie să o oprești, că să lași circuitul, să lasă, da. Merge ușor cu ea, să o lasă, meargă lin, da, n-am știut. Și pa, pușca garnitura, nu mai am probleme. Cu asta am luat-o la 20.000. 20.000 de kilometri cum? Pentru orice mașină chiar e foarte puțin? Acum are 70.000, de un an jumate de când o am. Ai făcut 5.000 km într-un an jumate? Da. Ai mai ceva? Merg, că am luat-o să țin în garaj. Să nu faci kilometri, că am înțeles că e la mod acum să cumpere o mașină. Dom'le, să nu-i faci kilometri, că își pierde valoarea. Avem farurile LED. Fara e DS. E DS? E pachet DS. Stai, doamne, care e diferența între RS și S? Păi, e diferare, ăstea, de tot grilă fagure aici. Și are, cum să zic, aici are o evazare, tot fagure. Okay. Și nu știu dacă e mai mare.
Din cauza lipului și... Din cauza la extensiile astea ce le-am pus, îți dă senzația de... că e RS. Da, are grila aia mare. Mulți spun că e RS, dar nu e. Când le spun că e 1.5 nu mă cred. La unii le-am arătat talonul, care știu să se uite la frâne. Da, exact, cunoscătorii știu să se uite la, la frâne. Bara asta de RS, exact cum ai spus, la care ai aplicat tu extensiile astea de aici, pe lateral. Da, și lipul de la Maxon Design. De la Maxon Design, grila fagure de RS. Cu... emblema logo de la CNC Design, care vine super bine față de cel plin care vine original. De la Codrin? Da, de la Codrin. Da, ce bine, recomand. Ce fac Codrin, pe bune. Adică chiar... Da, uite, zici că e 1 la 1. E da. Top. Și prinderea magnetică de la numere, tot de la Codrin. Și aici avem partea de dotări, avem distronicul. Distronicul care vine tot cu grila. Că m-ai întrebat de ce are gaura aia, să nu vine. Dacă îi pun, nu mai merge distronicul. Știu că la audiouri, adică cel puțin la 6, dacă ai distronic și toate sistemele de siguranță, vin în partea de proiectoare. Da, proiectoare. Și știu că i-a stopat. Da, am văzut că l-ai întrebat pe cineva dacă îl incomodează că e doar în față și, sau în laterale. Și eu n-am avut treabă, chiar mă, la depășiri. Dacă nu semnalizezi, o dă nas. Dacă nu crezi în mitul bătrânicii care a condus mașina doar până la piață, verifică-ți mașina pe care vertical cu 2% reducere din linkul din descriere și astăzi o să vă arăt un Mercedes S-Class care a avut și kilometri dați înapoi și câteva daune. După cum puteți să vedeți, cam așa arată Mercedesul în cauză, iar dacă mergem puțin mai jos, putem să observăm că mașina a avut 503.000 km cu un istoric destul de amănunțit. Iar apoi când am ajuns în România, mașina a coborât la fabuloasa sumă de 212.000 de kilometri. Dacă nu vrei să îți apăs, poți verifica mașina pe care vertical cu 2% reducere din linkul din descriere sau folosind codul MERITA. Ți-o dăm azi, nu? Da, e. Zic că avem farul LED, adică e totul super tehnologizat. S-a prins, nu? Da, da, mă, că bate soarele. Da, bate soarele în ele și nu se vede foarte bine. Avem farurile LED. Nu știu dacă s-au pus pe generația asta de fapt pe A3, dacă s-au pus metric LED. Ba, da, e pe modelul care am știut să-l iau, are metric. Da? Și da, e. Ok, dar nu cred că simți diferența, adică... Ce LED, ce nu, e LED pe ploaie, eu nu-l simți, adică mai bine far galben de la vechi, ploaie, poate da, mai da, super. Poți să ai cele mai tare LED din lume când a dat puțină ploaie. Apă pe jos, nu mai vezi da. Nimic. Să vorbim puțin despre jantele astea de la Venom. De la Venom Hills, pe 18. Băi, îmi plac foarte mult jantele la Venom. Ce... Bine că în contrastul ăsta cu verdele ăsta lime, și cu negru, n-aveai cum să pui altă culoare pe jante. Da. Urmează să... Vreau să-i pun pe 19. Sunt 18 asta? Sunt 18. Vezi ce ciudat că... Bine, mașina mai mică. Mai mică și pare ok, pare ok janta, da. Adică și o jantă neagră și pe 18 și tot pare mare, adică... Dar chiar Andrei întreba acum la veranda pe băieți. Bă, băieți, nu credeți că jantele cam mici pentru mașina asta? Și să râdă de mine un pic. Am da, să-i schimbe trierii, să-i pun DS sau ceva mai mare. Să-i pui ceva mai mare, adică. E păcat de janta asta care e destul de goală. Da, să fie un metier mai mare de 315 sau nu știu cât e, exact. 312. Mașina e 4 sau e nu, e doar tracțiune față. Asta mi se pare mie la Audi. Băi, nu știu dacă la BMW nu merită să cumperi X-Drive. La Audi parcă 4 ăla merită tot banii. Când am căutat să o cumpăr, tare greu s-au găsit. Deci erau 3 în țară și restul în afară, motor de 1 litru. E și un motor de 1 litru. De 1 litru? Da. 3 pistoane? De la 100, mai știu, 105 cai. Nu, tot 4, dar e de 1 litru. De 1 litru? Da. La reprezentanță la Audi la Brașov, dacă faci test drive, 1 litru avea pe ea. Am înțeles, tu mi-ai spus mie că mașina asta, chiar dacă are 4 cilindri, ea poate să meargă și în 2. Da, gen dacă mergi cu viteză constantă, îți scrie 2 cilindri mod. Dezactivați. Da, merge... Mașina, mergi cam, cum ai merge cu Trabant. Am venit de la Brașov cu consum de 5-8. 5-8? Și am alergat cu ei, cu Golf R, ține-te după ei. Unde mai merită diesel în 2023? Nu, chiar nu mai merită. Nu că să hater, dar... Ei filmează oglinzile astea, care tu la fel sunt capace... Oglinzi de M. Oglinzi de M, exact. Sunt puse capace aplicate peste sau... Capace. Capace. Dar s-a aplicat bine. Da. Adică nu se vede că vreo diferență. Îmi place foarte mult că are trapa panoramică. Da. Care în stilul Mercedes se deschide frumos în afară. Da, e alt tipul ăla. Da. Nu într-un parcă nu e. Păi într-un, ai două dezavantaje că se deschide într-un. Unul că ți-a din spațiul interior și doi că nu arată la fel de șmecher. Dă mai bine în afară, da. Clar. Ce se vede. Exact. Și avem și pragurile astea. Băi, combinația e foarte mișto. Da, între... tot de la, cam tot kit-ul de la Maxon. Combinația e mișto cu lime-ul ăsta. Culoarea, e colantă tot mașina, cred, nu? Da, e colantă, mașina e albă, originală. O să luat dată la ploi, la Bevrap. Chiar arată foarte bine. De cât timp ai colat o? În ianuarie. I-am făcut cadou de ziua mea, singur. Da? M-am surprins. Ok. Așa suntem noi pasionați auto, ne facem păi cadouri singuri. Am vorbit cu el chiar pentru ianuarie, el la Revelion și i-am scris, bă, ai o colantă? Și cadou pe 2 ianuarie. Am venit la Ploiești, am văzut și pe 7 mi-am ținut ziua. Și zic, bă, până pe 7 mă termin.
Ford. Și zic că pe 7 am fost, a stat 3 ore în fața la garaj la el, că nu era gata, nu m-a lăsat să intru. A stat acolo în fața la garaj până pe spate jantele că au aceeași configurație. Da, e 90, PT 40, vine direct la aripă. Nu știu dacă se mai pune un distanțier, dar merge un 0. O să atingă pe carenajele pe aceea și cred că n-are rost, nu se mai merge la fretare. Să vină domnul de la RAR, opa. Opa, ce avem aici, da? Băi, și spatele ăsta vine mai de filmează puțin din spate de aici, pentru că n-ai ce să spui, A3-ul ăsta, mie niciodată nu mi-a plăcut Audi A3. Era ăla hatchback-ul ăla urât. Nu, nu mi-a plăcut niciodată A3-ul, dar generația asta, bă, frate, e furioasă, adică chiar arată super, super bine. E următorul model. Mi se pare că arată mai bine ca A4. Da, mișto. Bine, la A4 interior e mult mai mișto față de A3, la A3 e mai agresiv. La... Da, e mult mai agresiv decât A4. Evacuările astea care arată așa ca tot, RS, e pachet RS totul. Evacuezi reale? Și pe ăsta și pe data? Da. Nu, la următorul model plus fake am văzut. Ok. Dar chiar mă gândeam, bă, să trec să-i fac o evacuare, că ce la ochi nu se aude nimic, adică electrică. Motorul ăla se aude numai toca, toca, toca. Da, dar sunt foarte mari și cred că au diametru ca cele de la RS6, nu? Cred că sunt mai mici un pic. Cred că sunt mai mici, nu? Mhm. Cele la RS parcă sunt mai... Ovale? Ovale, da. Am înțeles. Bine, am pus difuzorul de la Maxton, cu extensii tot de la Maxton luate. Cu eleronul care nu e la Maxton? E la Maxton? Nu, eleronul nu-i Maxton. Nu, nu Maxton. Că avea ceva finuț și nu era. Chiar vreau să-l schimb eleronul. Cu ceva mai mare, ceva mai evazat. Ok. Bun. Da, dacă nu-i pun perne, nu știu cum o să dea și... Mamă, deci are planul mare cu mașina asta, dar până să ajungem la perne și la suspensie, dă-i puțin ok să vedem cum se aude mașina. Se aude mișto. Pe loc are limiter? Da. Mi-o limitează la 4000, dar poți să... Am găsit o combinație să poți să bagi cutia. În drive, puțin în față, nu, sau... o ții între parcare și mașalier, o ții între. Mamă, aflați lucruri noi aici pe canal. Mamă. Mamă, zici că sună super gros, adică... Băi, dar sună super gros evacuarea asta, pe bune, chiar arată, da, chiar sună... Deci că ai un motor, cel puțin un 2.0 sub capotă. Păi sau fi în sarcină, o să vezi dacă să mergi, să vezi cum se aude. Foarte, foarte fain să aude. De pe clapete, la drum lung te omoară. Am avut și țeavă goală, dar e rezonanța foarte mare mașină și te rupea efectiv, te făcea cu capul. Am încurcat, clapeta se închide, se deschide în funcție de modul în care mergi? Adică pe confort? Nu, închis și ai, nu, da, nu mai se aude nimic. Silențioasă, o să vezi când... Am înțeles. Bun, hai să mergem în interior, să vedem cum arată și mașina în interior. Mergi tu pe dreapta, merg eu pe stânga la volan, nu o să conduc mașina asta. M-am dus la RAR să-i schimb culoarea, m-a luat de evacuare și a zis, mi-a dat revenire. Te-a dat revenire la RAR? Da. Hai să intrăm și la interiorul Audiului. Și aici, la interior, pe prima chestie care te lovește, pragurile astea, se vede că mașina a fost albă. Da, na, e... Nu e și socolantele și în interior te mai costă încă atâta. Din câte am înțeles, te mai costă și încă atâta și tot nu ține. Da, tot nu e. E prea multe muchii pe care trebuie să le faci. Băi, și volanul ăsta. Deci mi-a luat aminte de RS6. Am conduit un RS6 și parcă tot la fel avea volanul. Păi, vezi, da, cam același, nu? Și tot la fel mi-aduc aminte că e un volan subțire, un volan subțire făcut din Alcantara care nu știu, nu te deranjează muchia asta? Nu. Nu? Nu au treabă. Ok, mi-e plac volanul puțin mai gros. Eu conduc ca un fan BMW. Ca un fan BMW, așa, nu? Da, da. Zic, hai să prătezi Alcantara. Am înțeles. Ai făcut toate inserțiile astea de roșu. Care e combinația? Că verde pe exterior cu negru și roșu ăsta? Azi, din interior e alt film. Și lime e urât în interior, am văzut lime. Cine e oribil. Am înțeles. Deci nu merita. Bine, aveai și cusătura roșie la volan. Plus cusătura roșie la schimbător. Am avut alt volan, l-am retapitat și pe ăla, acum l-am schimbat. L-am luat după un RS. Am înțeles. Bă, de ce că mai, domnul mai are un RS. Mai are un RS aici frumos. Asta nu e chiar lime, e așa mai uite, verde. Uite RS-ul cum are bara, dacă tot vezi, are extensia acolo. Ah, ok. E tot ceva gen. Dacă vorbim de cutie, avem un S-tronic în... E cutie uscată, fără revizie. Ok, deci n-ai revizie la asta? Nu. Când pică, pică. Și când pică? Nu se știe. Nu a venit nimeni cu probleme la A3. Deci n-am auzit pe niciunul să se vaite de motorul ăsta. La okay. Reprezentanță, nu se știe de probleme, că n-a venit niciunul cu probleme. Singura problemă care e, s-a răsus aici, la... Are o problemă comună la plasticul ăsta, de la trapă. Ah, trapă. Okay. Și se decojește, deci se știe de problemă. Am înțeles, n-are rechemare ceva pentru plasticul ăsta să schimbe. Adică dacă treci pe garanție, dar mașina nu mai e momentan, adică nu mai are garanție. Bun, și la interior spuneai tu că Audi A3 față de A4, într-adevăr, e mai simplist, da, oarecum. Da, poți să-i pui contactul ăsta. Hai să-i... unde-i contactul ăsta? Aici. Aici, să-i încurcăm că la BMW, vezi? Da, BMW.
Și filmează-mă de puțin cum se deschide navigația și cum iese, cum tot display-ul ăsta te îmbracă oarecum. Avem virtual cockpit, da. Avem audio... Tot interiorul MMI. S3, da, MMI-ul de S3. Vreau să pun tot de RS dacă tot am făcut. Îmi place foarte mult treaba asta. Bine că Audi cumva customizează lucrurile astea. Mă uitam că la TT, la o generația anterioară de TT, pur și simplu nu aveai deloc. Da, era numai ăsta simplu. Atât. Simplu aici și aveai toate lucrurile pe mijloc. În schimb, la Audi ăsta 3 chiar îmi place. La Audi A4 iese navigația așa, nu cred că iese. Nu, e fixă. E fixă, nu? E fixă. Îmi place care mult. Au grilele aici. Fac. Da, dar îmi place mai mult treaba asta, sincer. Aici ori îți place, ori nu îți place. Două... Știi care e chestia? Ce cheia cea mai frumoasă la 2019? Bă, e de Golf 4 asta, frate. Din 2005 e cheia, adică. De fapt, bine, 2005. Asta. Cred că se punea și pe Audi A8, da, în 2005. Oricum, zoții numai în buzunar, dar așa. Ai chiles gochile Sentry? Da. Și încă s-a lăsat briceag așa? Da, e pentru caz de rămâi fără baterie. Hai să vorbim despre interior. Dacă stăm așa și analizăm puțin plasticele, bă, aici e plastic moale frumos, aici e moale. Dar nu scârțe, n-ai treabă cu... Nu scârțe, nu? Pasă, dacă o să faci cu următorul model, o să vezi calitatea de plastice foarte rele. Adică, la atingerele alea, adevăr, se vede mai... Așa, mai cheap. Mai, da. Padelele, avem extensii de padele aici. De aluminiu. De aluminiu frumos. Chiar luna trecută le-am pus. Clima, două zone încălzire, da, în scaune. Scaunele, mi-ai spus despre ele că sunt cele de S-Line. Da, de S-Line. Și arată bine, sunt ceva combinații dintre Alcantara și piele? Ceva de genul, nu știu cum Alcantara ar trebui să fie asta, nu? Nu e Alcantara, Alcantara am pe uși, uite, dacă te uh-huh. Aici, da, de fapt, da. Alcantara e pe... Sistem audio, ceva special? Avem un Bose ceva? De la Audi, standard, da, sunt foarte mulțumit de el. Aude, aude maneaua super. Sau de maneaua? Sunt Țancă, Uraganul, top. Costel Biju. Costel Biju. Și toți. Care e diferența între un Audi A3 și un Golf, nu știu, 7 cu aceeași motorizare? De preț mă refer. Nici nu știu să zic. Nu prea sunt fan eu Golf așa. Așa? Bine, aerul e frumos, dar nu mi inspiră mie ceva. Adică nu, asta mi se pare mult mai agresiv, mult mai. Chiar la Golf mi se pare interiorul la comun de Golf. Și scaunele alea training frumos ăsta de pijama. Adică îți plac? Băi, într-adevăr, l-am plăcut modelul respectiv. Dar stau să mă gândesc ca și formă, dacă mi-aș lua un sedan în felul ăsta sau mi-aș lua mai bine un hatchback ca și Golf. Orice posesor de Golf visează la un Audi. Da, la un RS3, nu la 1.5, da, cu tracțiune față, că... Da, dacă nu ziceam că e 1.5, nu trăiteai la frâne, nu ziceai că e altul. Adevărat. Reglajul pentru scaune, avem scaune semi-elipice, văd că avem niște reglaj pentru rombal aici și... un masaj de la pe spate, la... Băi, ești nebun, avem și masaj? Asta, uite, dacă stai, îți face, se mișcă asta, azi vine pe coloană, frumos. Ai un fel de lombar, sau un fel de lombar, așa, ce mișto e, da, chiar... O mașină are, parchează singură, moduri de condus, senzori de parcare, e cam full fără ăla, n-am scaunele regulabile, da. Filmează-mă de puțin aici, că mai sunt două butoane. Dar aici nu are niciun Audi, m-am uitat la toate. Nu are niciun Audi, nu? Nici. Aici sunt senzori de parcare, parc tonic, drive select-ul, auto-hold-ul. Și aici avem SP-ul și ăsta, butonul care... Ăsta l-aș folosi non-stop. Bă, dar uite ce mișto are, uite, dacă funcționează mai adică are o... Merge și dacă n-apeși butonul, gen am dat într-o groapă, aici îți intră în bord, bam! Uite, am zis acolo la jantă. Foarte frumos treaba asta. Bine, e frumos cât o să meargă, când o să strice, o să fie destul de nasol, să zic așa. Nu poate să-l fure, cum s-ar. Exact! Bine, îți fură tot bordul la Audi, dacă mergi chiar unde nu trebuie. O prietenă i-a furat de la Brașov la un BMW. M10. Ceasul digital. Da, o seria 5. Da. Nu sunt digitale. Bine, acum 3 ani. Ceasurile, toată consola. Probabil avea pe la digitale, că alea sunt vreo 700.000 de euro. Nu e digitale, 2011, 2012. Ok. Cum arată consola centrală? E puțin mai simplistă față de A4. Aici ăsta e cu touchscreen. Da? Da, când dacă bagi destinație, scrii, uite, M, P. Nu mă găsește. B. Până de mână, auto-hold-ul avem și aici, start-stop. Dar l-am dezactivat, auto-hold-ul. E mai bine, dezactivat. Butonul de volum, frumos aici, două cup-holdere foarte bine puse. De țigări, de la Audi. Păi e o mașină mișto. Telecomanda de la clapeta. Așa, exact, clapeta. Chiar e o mașină mișto. Hai să vedem cum merge acest Audi A3. 100% cred că va fi destul de interesant, deoarece evacuarea aceea sună super tare și chiar sunt curios dacă în interior te deranjează sau nu. Dacă ți-a plăcut mașina, nu uitați să dai un like și să subscribe pe acest canal. Dai un follow și lui Ionuț. Pe Instagram. Pe Instagram, Ionuț Cojo69. Da, Ionuț Cojo69, da. Vezi că l-a reținut frumos toate astea. Și pe TikTok la fel, Ionuț Cojocaru. Faci de asta cu BMW, hei cu BMW pe nu, TikTok? Nu fac. Mai am un prieten ce face și mai iau de el. Da? De hater, da. Înseamnă că tu nu faci vizualizări. Ba, am și vizualizări. Da, uite, fii atent că am 1 la 1 cu roaba, am 1,1 milion de vizualizări. Și spuneai că e BMW, nu roaba, nu? Nu. De n-am făcut, că îi dau așa, știi? Așa? Nu știu, că ai fost și pe aia plec cu roaba. Ne-am urcat la volanul Audiului
RS3 frumos așa fake, să zic, Baby RS3 exact. Și n-am apucat să cobor de pe rampa aceea, deoarece mi-era frică foarte mult că o să ating. Nu mai sunt adeptul mașinilor joase, mi se pare că e foarte greu să mergi cu ele. Și odată ce stau așa la interior, mi se pare că e o mașină super smart. Adică dacă în BMW te urci și așa super spartan, lent, peste da. tot astea, piele, toate nebunile. Aici așa super simplu, elegant. De clar sunt două mașini total diferite, adică dacă îți place Audi, nu o să-ți cumperi niciodată BMW. Chiar dacă tu ai spus că vrei să cumperi BMW. Nu, am vrut. Ai vrut, nu? Seria 3. Și mai ai de gând acum? Nu, acum am început, mă duc cu Audi în față. Camurile astea chiar sunt compromisul perfect, adică nu sunt nici super scoică, să zic așa. Da, sunt decente. Decente, exact, da. Îți faci treaba cu ele. Care a fost cel mai lung drum pe care ai făcut cu mașina asta? 600 de kilometri, cred. Oh. Din țară n-am ieșit pe ea. Prefer să merg cu avion. De fără mai bine așa. Și după 600 de kilometri, cum era cu mașina asta? E ok. Nu te simțeai, nu? Da, n-ai ce treabă. Băi, la cutia asta, într-adevăr, da. Estroi nu simți că schimbă. Da, deci e liniară. Și când îi dai să tragă, zici, bă, dar nu trage așa, dar când te uiți în bord. Știi, care e chestia? Că chiar dacă e un motor mic, dacă pui estronicul ăsta dublu ambreiaj, orice cutie cu dublu ambreiaj, mașina pare super, super ușoară, schimbă super ușor, știi? Da. În schimb, dacă pui ceva cu conversor de cuplu, îți trebuie neapărat peste 2000 în sus ca să simți că schimbă și cutia cum trebuie. Mașina are și arcuri așer. Ok. Da, e așa mai rigidă. Suspensia originală? Da, și doar arcurile le-am schimbat. N-ai suspensie de aer reglabilă frumos pe confort, pe asta, pe prioritate? N-am pus încă. N-ai pus. O, de una jumate am timp să mai fac la ea. Chiar uite, dacă tu te-ai spus, ce vrei să mai faci? Că mi se pare că mașina asta arată cam maxim, știi? Te-ai făcut mai frâne, ți-am zis mai vreau să-i schimb. Așa? Jante pe 19 neapărat. Frânele vrei să le iei acum? Mi-ai spus că... Nu, trebuie să duc lui Tutu cel mai tare vopsitor pe tine. Da? Orașul, dacă aveți nevoie. Și ce cred că nu are ambientale, nu? Ba da, are ambientale. Are ambientale? Da, dar noapte se văd. Uh-huh. Da, are ambientale, are logo cu Audi la uși, original. Original, tot original, ce trebuie. Da. Vezi că acum 15 ani dacă spuneai logo cu BMW și cu Audi la uși, ce mamă, ce țigănie urâtă, știi? Da. Am avut și stopul ăla de Formula 1 pe difuzor, dar s-a ars. Și trebuie să merg la băieții de la Retrofit de la Brașov să-l înlocuiască. Și ce mișto la cutia asta, vezi? Fiind un Estro, acum a pus-o pe liber, ea singură, nu? A pus-o da, neutru? Nu, e nu... Are auto hold-ul. Da. Nu pleacă în față, frate, adică e mișto că nu trebuie să stai cu piciorul. Da, e... Dacă o dezactivezi, poți pleacă, că n-ai, trebuie să stai cu piciorul. Chiar e mișto. Și văd că pui pe aici un bec, asta e pentru camera pe liber, e un senzor pe față care face figuri și de antolicare, dar nu mă enervează cu bi-bi-bi și cu... Văd că avem și camera aici, poți camera să cu mașele. Nu era ca și rezoluție. Nu da, e ceva? Da, cea mai enervantă asta vine de azi. Ce? E când plouă, când nu mai vezi, e poți să amplasată rău acolo, nu? E chiar sub număr. Și toată mizeria, păi ea e. Sunt curios acum când să mergem puțin mai tare cu ea, cum merge mașina asta. Pare așa nervoasă, chiar dacă e un 5, pare așa da. Că s-ar duce, știi? Acum suntem cu ea în drive, nu? Da. Nu mă atragi de ea. Ok. Deja schimbat-o mai sus. Aici mai stă poliția, stai 2 secunde să văd eu, să fiu sigur că nu-i poliție. Mamă, deci putea să aude bine rău, frate. Da. Bine, când o calci. Da, are lagul ăla. Bă, deja vezi, ai 120, s-a dus. Bă, dar nu simt. Trage liniar și nu simți. Nu simți nimic, frate. Poți să închizi strapa dacă e, închid-o. Aude, frate. Da, că o să vâjie vântul. Bă, dar nimic să nu simți? Adică e ca și cum... Nu zici, cu șocul ăla în cutie. Da. Nu, e trage, tare mulțumit de cutie. Mamă, dacă o să aude evacuarea asta, frate. Deci evacuarea asta e genială și direcția e genială, chiar dacă electric asta vibrează, sau ce vibrează? Cheia vibrează. Cheia vibrează. Mamă, eu nu spun lucrurile astea să vibreze cu mașina. Da, nici eu, l-am scos și mașina aia. Da. Unde ești pe un paiangen? Un paiangen, da. Nu e mim, am venit și mim aici. Te pup, frate, ai grijă de corpul tău. Da. Mi-a plăcut foarte mult, îmi place foarte mult direcția, dar acum o să testăm puțin pe... Păi e, stai că dacă ți-o pun pe confort... E mai moale? Da, e... Așa va nu, așa e bună, că e perfectă. Da, adică... da, pe confort e și suspensia, că e din bara stabilizatoare, nu? Da. Și dacă e să dai într-o groapă, dai cu bara de... Bam. Și am obișnuit să merg pe apă dinamic. Da, într-adevăr. Ca și consum, cât consum ai asta? Bă, că ai full-ul. La băieții cu BMW. Da. Cam greu cu full-ul. Bine, acum nu arată consumul, că la... Pe orașii mi-a 8, 9. Păi mie ce place foarte mult asta, îmi place, uite. Deci mi-aș cumpăra Audi pentru asta. Deci să ai harta în față, nici nu mai ai nevoie. Ce vă reține să vă cumpărați un Audi? Lipsa de bani. A, nu. E, ce e una mai
un A8 frumos, un 4D el. 4D frumos de mafios negru. Dar nu știu, adică e fai tot timpul, mor pe el, îmi plac. Dar parcă e așa prea simplu, nu știu, e totul simplu, e consola asta mică, la BMW e mai ridicată, nu știu. E mai... Așa că trebuie... Ori îți place, ori nu îți place, e două... Cred că Audi... Știu, am auzit și am prieteni care au trecut de la BMW la Audi și au spus că n-am mergit niciodată la BMW. Invers? Mai urâie, dai pe drive și schimbă mai turații mai mici. Nu, las-o pe, las-o pe sport, sport așa frumos, că vreau să dau aici puțin un mic șpriț, să zic așa. Da, direcția asta e... Și fuse ceva pe aici. Deci rezonanța asta cum s-aude acum mașina era dublă, gândește-te. Dar cu țeavă goală. Da. Acum ai deschisă clapeta. E deschisă, uite, dacă o închid. Mamă, dar chiar e bun, dar s-aude aici, ai făcut țeavă aici, nu? Nu, aici e clapeta, îl sub în spate, la mașina acolo. Ia, deschide clapeta frumos. Mamă, fartul ăla de Volkswagen. Mamă, dar ce liniare, frate. Adică mi-a dat aici cu speed limit, cu astea. Băi, dar ce bine stă pe viraje. Da, stă foarte bine, bă. Mamă, tu cred că vii cu el la Brașov într-o veselie totală. Vezi că e tracțiune în față, dar nu simți nevoia de 4x4. Da. Odată era să o dau de gard. Da? Pe Poiană. Pe Poiană e periculoasă, mai ales când e udă. Și mai ales m-am luat cu băieții pe RS5-urile la Brașov. Și azi mă ușofui, bam, bam. Și era o curbă așa mai strânsă, să zic, m-avea 120 de grade. Și o viteză, am simțit cum a plecat. Mamă, și-a redresat. Cam greu cu fața să o redresezi. Am, dar redresat, eram cu un tip tot cu care a venit cu ei, și că mamă, cum ai făcut-o pe asta. Cum a redresat. Mai fă o dată. Mai, uitam, ce, ca o vară, ca o aripă, eram... În momentul ăla n-ai simțit că, bă, parcă era bine să fie avut un 4. Dă-i pe drive și mergi frumos. Am înțeles. Da, e 4x4, nu știu, ar fi. Cât a fost mașina asta? Credeți că a fost? Păi am luat-o acum în 2021 cu 22.000 de euro. 22.000 de euro? 22.000 de euro, să zic, ca așa, în România așa. Ura, 2 ani distanță? 20.000 de kilometri? Și mașina e 36.000 nouă, gândește-te. Nu știu, bine nouă. Păi da, dar cât a scăzut prețul de la... În 20.000 de kilometri? La în 20.000 de kilometri. A scăzut aproape cât 1.000 de euro per 1.000 de kilometri. Per 1.000 de kilometri. Bă, dar nu-i scumpă nici nouă, mă, 36.000 de euro, îți oferă lucruri, adică ai doctor mișto. Da. Poliția. Ce poliție, mă? Da. Două mașini de poliție de partea și uite, fix la voi. Unde aici? Am oprit evacuarea, frumos. Hai să întoarcem invers. Ce funar e mic, antalonul merge frumos, dar da, punem una pe ăla, te luăm talonul. E mai nașpa cu amendă. Da, uite, am fost cu foliile la rar și le-a zis. Zică, hai, știu că ai folii, îmi place și mie mașina, hai du-te. Te-a lăsat? Care-s băieți înțelegători? Trece, mă. A, mă, că și brachează bine. Adică și întoarce bine. Da. E lux. Da, mai sunt băieți de treabă, da, la domnii polițiști și cred că doar datorită lor mai puteți mai merge noi cu mașini așa mai modificate. Pentru că dacă o să dispară și ei, clar nu o să mai ai ce să mai faci cu mașina. Mai vin băieții la RAR, Brașov, da? Am scăpat, cum da. Uite, au vezi, au BMW-uri, domnii polițiști, nu au... Păi au boală pe tine. Nu toată lumea are gustul, știi ce zic. Spune cineva care are Audi. Da. Care are Audi. Nu mă, fain și BMW-ul, trașirea spate. Nu e pentru toți, propulsia spate. Eu dacă aș avea BMW, cred că aș dau de gard. Tot la mult mă țin semafoarele, seama, crește. Ții mult, nu? Și multe semafoare, tata. În Brașov traversez orașul imediat aici. Dacă te claxonează băieții aici pe București. Nu, că avem un trabant în spate, nu știu dacă îl vezi. Și ăla are boala bucureștiană. Știi, uite așa, uite așa. S-au trezit, s-au născut claxonul în burtă, să zic așa. Pe care nici nu se face verde și e deja bibi, bă, lasă încetat, unde grăbești, că tot acolo e. Acum ai pe și la următorul semafor, tot, da, tot îl prinzi. Adevărat. Da, e o mașină... Da, mașina are soft, urmează, fac un soft. Dar simte că e un motor mic acolo, adică n-ai da. Nici frână de motor, adică sucești și să-i sucești. Da, se duce, n-are frână de motor ca să... Am mers acum recent numai cu M3. Da, frânează singură. Da, dacă da, se apare în bord și tot. Și în depășire, dacă n-ai semnalizat și îți vede un pic lateralul, s-o dă nas. Da. Poate că e oprită clapeta. Dă-i clapeta aia, deschide-o. Tu cred că ești mai... Mamă, cum se aude aici de bulacă? Merge pe aici? Nu merge, că avem bord. S-o pot să aude pe aici. Bă,
bă, dar ce frumos merge, frate. Adică simți așa că e responsiv și te poți baza pe el la viraj, tot. Cu accelerația, sincer, mergea un 2-0 TFSI pe el. Păi e, păi e strike. A ieșit 2-0 pe A3, 200 de cai. Mamă, frumos merge. Face și Bumblebee dacă ai văzut când am venit. Bur. Da, bur, face. Chiar dar face. Dacă o ții, o dai pe manual și o ții turată la o șilpaie de-aia, știi? Să o ții și șilpaie o pipitiu. Da, și să redrese de ea. Da, parcă ea și pot zice, adică asta mi se pare un 1-5, ăsta e un compromis, într-adevăr. Dar o să simți nevoia la un moment dacă parcă vrei mai mult. Adică, uite, de exemplu, o simt aici. Și mă accelerezi. Parcă simți nevoia de cuplul ăla de... Nu mai simt nevoia, am două radare de permis deja. Da? Da, adică chiar nu mai simt nevoia. A, tu de-aia mai simt să conduc eu. Că da, dacă mai dai în radar... Să nu mai treia pe tine, stau liniștit. Dacă mi-a talonul, mai rău, mă duc eu, nu te duci tu. Da. Oglinda îmi place că e fără rame. Adică n-are, da, n-are rame, da, la oglindă. Uite, vezi, spuneam de că pare așa smart totul în ea. Ulele de ventilație. Da, stil Mercedes. Chiar acum zicea băieții de la Retrofit că au pentru A3 cu lumină ca la Mercedes. Mișto aia. Da. Am luat să fac tot, să pun și luminile ambientale. Ăsta de fac originale, nu, bă, mi se pare că va prea încet. Păi știi cum e? Noaptea. Au păstrat intensitatea mai mare pentru următorul model. Da, da. Să facă așa diferit. Da. Că dacă le dau de toate, pe toate, nu mai vând următorul model. Avem aici un USB frumos. Are CarPlay. Post. CarPlay cu... Da, la rectan. Ale postul pe ăla? Nu, e original de mașină. Mm-hmm. Mai da. E cu cablu, nu e prin aer. Da, spun că e... Că da, bagi Waze-ul. E bine la banii ăștia, adică la 20.000 da. De... Polițistul oprește la pe ta. Poliție pe aici, ce n-ai băie? Pe aici? Pe aici, dar e oprit, nu s-a mutat statul, bam, bam. Hai să dăm acum alt poză. Ai drumul iar. Aha, cum e setul? E safe, linia asta. Mamă, la ce liniar e, frate, jur că... Păi tu de-aia e, frate, de radar, că tu nu simți nimic când ai... Păi aia, aia, că nu simți și pe oraș, că n-am. Și era... Mă... Are, poate, și are rezonanță, are. Într-adevăr, are rezonanță că e sub... Și greșește, că nu e aluminiu. La ce? E aluminizat. Oțel aluminizat. Ce mă, aici e semafor ceva? Da, e semafor. Ce semafor aici? Da, dă-i. Au, deja a clocsonat, ai văzut, bam! Trebuie să schimb motorul ăsta. Trebuie, ceva mai... No, dacă schimbai mie e alb. La nu! Oh, scuze. La drum întins, oricum folosesc evacuarea mea, liniar, frumos. Pe ora se plăte, mai joci un pic, bum, bum, bum. Aia, mă gândeam că până la un 80 la oră să fie mai responsiv. Bă, benzina trage de la 100, simți, că se duce, știi? Frumos. Hai. Dacă e așa o notă, nu știu ce notă să-i dau, mă, crezi? Că arată de 10, merge de un 8 din cauza că n-are putere. Da, și patina. Aha. Suntem pe Germania aici, că nu mergem cu 200 pe oraș. Da, da. Da, cutia asta, adică mai din padele schimb și îmi place. Sincer, are un pic de lag, de întârziere pe schimbat. Zici tu? Pe manual, mai ales. Eu merg mai mult pe drive pe ea. Avem aici o Honda frumos, GJ din capa. Dacă vezi clipul ăsta, sper că ai un motor potent sub capotă. Nu ca acolo, 1.5. Era 3. Da. Băi, i-aș da un 8-8.5, îmi place mașina, chiar îmi place. Nu văd niște lipsuri mari, adică îmi place care trapă, îmi place volanul. Care dacă îmi simt așa puțin incomod la, aici la palmă. Hater, domnule, hate. Cutia îmi place foarte mult. Da. Motorul 2.0 neapărat pe el. Da. Interior Alcantara frumos, smart, nu piele, da. Ca toți bombardierii. Vara să se încălzească. Da. Încălzire în scaune, climă pe două zone, adică ai tot ce... Da, trebuie la mașina asta și cel mai important îmi place prețul. Adică prețul de 20.000 de euro. Și acum nu știu cât mai e, sincer. Dar sunt cred că la fel. Foarte greu să găsesc. Cum să găsești pachete pe ea? La kilometri ăștia, eu cred că tot la fel costă pe urmă așa asta. Ce căutări lasă? Deci dacă o vând acum, nu știu dacă e. Să vă în comentarii că credeți că costă un Audi A3 de asta cu căutările astea. Dar eu zic că tot pe acolo se învârte ca și preț. Bun, dacă v-a plăcut clipul, dacă v-a plăcut de Cojo,
dați un follow acolo pe, pe Instagram. Lăs cu Josh aici, nu? Dați un follow și pe Merge Toți Banii. Dați mesaje pe, la fel pe Merge Toți Banii. Da, vă trebuie la lumea ce am pus 69 la mașină. N-avea 01 ziua mea de naștere și 69 era liber. Atât. De ce crezi că era liber 69? Numai fetele întreabă, sincer. De ce crezi că era liber 69? De ce crezi? Că era liber. Nu știu de ce m-am luat. 0102, am văzut mașinile pe Brașov. Și cred că salul unui singur om. Am înțeles. Erau aparcate una lângă alt. Am înțeles. Vezi că trebuie să dai jos, nu-mi dai geamul, că îți da. Camera. Bun, până data viitoare, toate cele bune, trebuie să iau biletul de parcare. Dacă v-a plăcut vlogul, like și subscribe și ne vedem la următorul vlog. Pa, pa!